Fotbaliștii petrolului au căutare la echipele naționale. Mijlocașul Vlad Stănescu a fost convocat la un trial sub comanda selecționerului echipei naționale de tineret, Emil Sândoi. El a fost printre cei 50 de jucători prezenți la Mogoșoaia și care vor face obiectul formării viitorului lot Under-21. Alți patru tineri petroliști au primit solicitări din partea naționalelor Under-15 și Under-16. Aceștia vor onora convocarea săptămâna viitoare la centrul de pregătire al naționalei. Atacantul Costin Stoica la Naționala sub 19 ani, este un alt găzar internațional și chiar cu mai multe meciuri sub tricolor decât la echipa de club.